Suntem astăzi alături de domnul Răzvan Catană, directorul general al societății 3R Green. Mulțumesc pentru că v-ați făcut timp și pentru că sunteți astăzi aici alături de noi. Cu drag, bună ziua și bine ați venit. 3R Green este o companie creată în anul 2008, da? Deci are în jur de 16 ani de experiență, dacă am calculat eu bine, și se ocupă cu colectare de deșeuri, cu transport, cu sortare și tratare. Sunt multe lucruri pe care le faceți aici și, sigur, o să vorbim astăzi și despre 3R Green ca afacere, da? Ca afacere care, știu eu, activează într-un mediu reglementat, într-un mediu care e poate puțin mai greu de înțeles pentru oamenii care nu au neapărat o legătură directă cu legislația de aici. Dar, până să ajungem acolo, vreau să profit de întâlnirea noastră de astăzi ca să le explicăm oamenilor puțin mai mult despre felul în care funcționează tot sistemul ăsta, despre ce se întâmplă cu, haideți să folosim limbajul comun, cu gunoiul nostru. Dacă încă nu s-a încetățenit foarte bine ideea de deșeu, să zicem așa. Noi vedem gunoiul până când îl ducem la ghenă, la container, la pubelă și îl ia salubristul. Întrebarea mea este cum îl ia salubristul? Am auzit de multe ori întrebarea asta venită din partea oamenilor. Ok, eu poate încep să colectez separat. Prima dată pe ceea ce se numește două fracții. Pun gunoiul menajer, cel umed, resturile biodegradabile într-un sac și ambalajele, că de fapt despre asta este vorba, într-un alt sac. Nu le amestecă salubristul în mașină când vine spre dumneavoastră? Aici ține de infrastructură. Normal, fiecare asociație de locatari, gospodărie, societate trebuie să aibă pubelele respective dotate de către salubrist pe fiecare tip de fracție. Ca el să trimită autogunoiera dedicată pentru un tip de deșeu. Ok, pe fiecare tip de fracție asta înseamnă umed uscat. Până la finalul lui 2020 sau la începutul lui 2023 se putea colecta pe două tipuri, fracție uscată, fracție umedă. Ok. La începutul anului 2023 a venit Ordonanța 133, care a schimbat și a obligat să se colecteze pe 5 fracții. Care sunt? Deșeu municipal amestecat o fracție, iar partea de reciclabil în 4, hârtie, plastic, carton și sticlă. Ok, deci mi-ați spus acum modul în care ar trebui să colectăm noi în casă, practic, și să ducem la pubelă. Da? Ar trebui să avem pubelele astea. Nu în casă. Da? Cum? Ar trebui să aveți infrastructura, pubelele Ok. respective, în fața casei, în fața blocului, ca dumneavoastră, din casă, le-ați făcut separat, să aveți și pubela separată pentru ele Am unde să le înțeles. puneți. Bun, dacă încep eu la mine, nu pun sticla cu hârtie, da? Sau, mă rog, o pun într-o sacoșă, dar după aia o separ când o Da. duc la pubelă. Din păcate, din câte știu eu, în București nu se asigură în toate locurile. Sunt sectoare care acum investesc destul de mult și încearcă să instaleze genul ăsta de infrastructură. Sunt sectoare care încă nu. Încă, cred că sunt și locuri unde există doar pubelă de amestecat. Din păcate. Bun, acolo nu mai vorbim despre ce face salubristul, că nu poate decât să-l preia amestecat. Mi-a spus de pubele, da? Să spunem că reușim să-l ducem pe cele 5 fracții. Da? Salubristul, când încarcă deșeurile la mașină, mă gândesc să scurtăm cumva această discuție, că n-ar trebui să amestece gunoiul menajer cu cel care produce levigat și care zeamă de gunoi, cu celălalt, că îl strică. Dar pe celelalte, sticla, metalul, hârtia, le amestecă sau nu le amestecă în mașină? Cum? Normal, trebuie să le colecteze separat. Ok, deci Dedică un compartimente. program cu o mașină în care se duce și colectează luni doar sticla, marți doar carton.
Până la urmă, care e rațiunea? Înțeleg de ce n-ar trebui să punem, nu știu, ceva umed pe carton. Am înțeles că dacă se udă, cartonul se strică și scade, știu, posibilitatea de a fi refolosit, reciclat. De ce nu punem sticla cu metalul, cu cartonul în același loc? Ce rău ar face? De exemplu, o sticlă, când o aruncați în pubelă, o spălați? Îl spălați, o cutie de carton mai are un rest de mâncare, mai are ceva. Okay. Cu cât se amestecă, cu atât strică calitatea reciclabilă. Am înțeles. Deci asta e scopul, să rămână materialul cumva să fie curat, să fie intact. Să... Exact, necontaminat și cât mai ok pentru reciclatorii finali de la noi din țară, pentru fiecare tip în parte. Pentru că și ei au niște priorități, calitate impusă. Ok. Ne cer. Așa. Spuneam ceva la început, până să ajungem la ce se întâmplă cu gunoiul la sortare. Spuneați că faceți colectare și transport. Mă uitam pe lista societăților care, într-o formă sau alta, sunt salubriști mari, să le spunem așa, da? Salubriștii de sector. Și avem un salubrist cu contract delegat în sectorul 1, avem unul cu contract expirat în sectorul 2, avem firma primăriei în sectoarele 3 și 5, nu știu exact acum să zic cadrul de contractare în sectorul 4, dar există un salubrist, există un salubrist și pe parte din sectorul 6, din câte știu. Nu sunt ei, nu au ei monopolul pe colectare pe zonă și pe transport? Cum interveniți dumneavoastră? Vă spuneam mai devreme că tocmai ce a intrat ordonanța 133, prin care a interzis contractele de prestări serviciile sau încheiate între doi operatori. Astăzi vorbim, deși eu este al UAT-ului, primăriei. Ok, bun. Unitatea administrativ-teritorială. UAT-ul este obligat să delege printr-o licitație publică aceste contracte. Când poate, că asta durează în medie. Au obligație conform legii și un termen. Ok, așa. Astăzi vorbind, orice se știe se poate schimba mâine. Am înțeles. Okay. Deci numai că sunt doar ei, poate să vină oricine la licitație, iar cel mai bun câștigă. Ok, am înțeles. Deci, practic, ca să revenim la întrebare, aveți ca obiect de activitate și colectare sau și faceți, propriu zis, colectare? Facem. Faceți. Facem colectarea în 8 localități în Ilfov. Ok, deci nu în București, nu în oraș. Nu, în București nu avem. În București avem doar pe licitații agenți economici, care și-au scos anumite la licitații, nu știu, construcții, reciclabil, menajer, dar e dedicat. Am înțeles. Și acolo poate să participe oricine, chit că se află pe raza unui UAT. Colaborați practic cu salubriștii care colectează și transportă până la dumneavoastră, colectați și transportați și dumneavoastră. După ce ați adunat toate aceste deșeuri, tot acest gunoi, știu că urmează niște etape. În principiu, dacă am înțeles eu bine, dar vă rog să completați sau să corectați aici ceea ce spun eu, e interzis de lege ca gunoiul, odată colectat, să fie dus direct la groapă și depozitat acolo. Zic bine? Este interzis să se depoziteze deșeuri netratate. Ok, netratate. Și atunci ce se întâmplă? Avem mașinile care deja au colectat diverse tipuri de deșeuri. Ce ajunge la sortare? Ce ajunge la tratare? Diferența, legea acum o face 101, sortarea se referă la deșeurile reciclabile, cele patru fracții colectate, hârtie, plastic, carton și sticlă. Ok, deci nimic ce este amestecat cu menajer nu ajunge la sortare. Nu. Bun. Activitatea în sine e sortarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic. Mm-hmm. Da? Da. Și la sortare e partea uscată pe vechea lege, cum era înainte, uscat cu umed. Iar la tratare ajunge partea unei de deșeurile municipale amestecate. Mm-hmm. Menajerul. Menajerul. Bun. Haideți să le luăm pe rând. Poate că, n-aș zice aveți noroc, dar poate că aveți colaboratori buni, da? Și la rândul lor au populație educată și vă aduc deșeurile de sortare împărțite pe fracții. Da? Mm-hmm. Bun. Sau poate că nu.
Eu recunosc, eu la momentul de față acasă colectez pe două fracții și duc deșeurile astea reciclabile, ambalajele amestecate, sticlă, plastic, carton și așa mai departe. Le spăl înainte, încerc să le pregătesc. Da, na. Cum faceți? Deci primiți și pe fracții, primiți și în amestec ambalaje. Cum e? Cum deci vorbim de partea de sortare. Partea de sortare avem și noi cheile de control ale noastre. Așa. Noi în momentul în care câștigăm o licitație pentru sortare în X zonă, da, trebuie să ne asumăm niște procente, niște indicatori de performanță, se cheamă, care din 100% deșeu de material plastic, conform legii, minim 75% este obligat să ajungă la reciclare. Ok. Minim 75% nu e mult? Da. Mi se pare mult, mult. Ok, eu atâta timp cât mașina vine cu deșeu de material plastic și am descărcat-o și observ conține 75, 85, 90, eu pot să o descarc, să o consider că este ok. Ok. Dacă conține mai puțin, am să-i dau scăzământ, să refuz mașina, sau să reîncadrez codul. Dacă conține, de exemplu, mai mult menajer, să-l încadrezi pe codul de menajer. Ok. Fiecare deșeu are un cod de deșeu. Am înțeles, Bun. Ce înseamnă... Pentru că eu trebuie să-mi ating acest indicator de performanță și asta este cheia mea de control pentru salubriștii care aduc și descarcă în stația de sortare. Ce se întâmplă în cazul în care refuzați mașina? Ce înseamnă asta? A venit mașina încărcată cu, nu știu... mult menajer, bănuiesc că au compartimente separate, nu că altfel, nu știu cum altfel. Aici ține de UAT cum le-a delegat la rândul lor activitatea de colectare și transport și ce variante au în varianta în care eu, ca stație de sortare, consider că deșeul pe care mi-l aduce este neconform. Ok, am înțeles. Bun. Ce înseamnă sortare în sine? Propriu zis, fizic, mecanic, ce faceți? Vine o mașină încărcată cu peturi, cutii de diverse feluri metalice și niște sticlă care să presupunem că încă nu e spartă, deși am văzut că se sparge. Se sortează... Descărcați? Se descarcă, se alimentează în instalația noastră de sortare, care presupune o linie de sortare, da? O bandă, 10, 12, 14, depinde câți oameni care sortează manual, fiecare e dedicat. Tu trebuie să scoți petul, tu trebuie să scoți sticla, tu scoți cartonul, da? Okay. Se sortează, iar ce rămâne în spate, după sortarea manual, se poate duce la fabricile de ciment. Okay. Deci pentru ce tip de deșeu de reciclabil? Nu există un reciclator în România, da? Variantă ca să nu depozităm noi de, ca societate, preferăm să trimitem la fabricile de ciment sau la incinerare. Ok. Ultima variantă pentru noi este depozitare. Bun. Spuneți că sunt în acele cantități de deșeuri pe care le primiți, unele care nu pot fi reciclate. Despre ce e vorba? Ce nu poate fi reintrodus în circuitul ăsta? Sunt anumite deșeuri în care nu există. Astăzi vorbim, reciclatori sunt pe hârtie, pe carton, PET, HDP, PP. Ce e HDP? HDP, de exemplu, bidoanele de HDP, nu știu, de șampon, de lădițele, care sunt pe cum sunt de la fructe din piață. Așa. Pentru acestea există. Sticla. Bun. Așa. Da? Și ce nu se reciclează? Sticla plană, de exemplu, nu se reciclă. Sticla plană? Geam. Ok, bun. Și asta nu se reciclează. Anumite caserole, furculițe de plastic. Plasticul, în general, nu acoperi toată gama de cât e. E o chestiune, și vă întreb acum despre lucrurile pe care cu siguranță le-ați văzut uitându-vă la industria poate din alte țări. E o chestiune de tehnologie, e ceva ce noi nu putem face în România pentru că încă nu avem tehnologia, dar pot francezii, olandezii, japonezii, americanii. Din păcate, partea aceasta de reciclare nu ne-am ocupat de ea, dar orice se poate face atâta timp cât există voință, se poate. Doar... Cu investiții spuneți că putem crește considerabil. Sau eventualele tipuri care vă spuneam mai devreme, contaminate, pe care reciclatorul nu ți le acceptă. Am înțeles. Ok, bun.
Asta e o activitate în sine economică a sortatorului, nu? Adică faceți sortarea, extrageți cantitățile care pot fi revalorificate și le vindeți mai departe, nu? Asta e mecanismul economic. Dar conform legii, vânzarea respectivă se duce tot la OAT. Bănuții respectiv care se obțin pe reciclat se duc tot la primărie ca să-i folosesc în scopurile... Am înțeles. Ei, se susține colectarea, se susține sortarea. Okay. Activitatea noastră este doar să sortăm. Mm-hmm. E o prestare de serviciu. Am înțeles. Okay. Tot ce rezultă este al primăriei, că deșeul nu este al nostru. Mm-hmm. O prestare de servicii care se face... Cine sunt clienții dumneavoastră, de fapt? Ați spus deja de niște firme care își pot încheia separat. Dar firme? Societăți, populație, deci în baza contractului de delegare... X, UAT, dă voie să colecteze populația, agenții și instituțiile publice de pe raza UAT-ului. Când spuneți populație, e de fapt primăria, nu? Că nu, populație. Puteți în gospodărie, în gospodărie. Am înțeles. Da, am înțeles. A, și faceți asta în Ilfov. Da, în 9 localități. În 19 localități avem per total, o parte sortăm, tratăm, o parte o și colectăm. Ok, am înțeles. Deci, populație... Plus două sectoare în București. Sectorul 6 îl tratăm, iar sectorul 1 îl sortăm. Așa. Populație, primării... Agenți economici. Agenți economici și direct cu salubriști puteți, nu? La un moment dat, dacă... Doar în baza contractelor de delegare. Doar în baza contractelor de delegare. Dacă un salubrist are activitatea de colectare și transport, iar eu pe aceeași rază OAT-ului am câștigat licitația pe sortare sau pe tratare, să închei un contract de prestare de servicii între mine și operator pentru deșeurile respective. Ok, destul de complicat, aș zice, destul de reglementat, inclusiv sistemul ăsta de achiziție a serviciului. Partea asta de achiziție, într-adevăr, este greoaie, mai ales că este strict la OAT-uri. În sarcina lor, consultanții sunt... Depinde de nivel și foarte greu merge. Am înțeles. Cu partea de licitații. Da. Poate caiete de sarcini slabe, documentație slabă, se contestă foarte ușor, se anulează foarte ușor o licitație. Am văzut despre cineva care nu vrea să se țină. Unul dintre primarii pe care i-am intervievat de-a lungul timpului spunea că în medie 7 ani durează o licitație pentru delegarea serviciului de salubritate. Cred că e mai mult decât ar trebui să dureze contractul în sine. Da, în fine, asta e. Greu, da. Bun, haideți să... Noi încercăm să îi susținem cu tot ce putem, cu know-how-ul nostru. Să sperăm că se vor așeza. Revenim un pic la partea tehnică. Mi-ați explicat ce înseamnă sortare, ce rezultă din sortare, cum se realizează ea, cum are loc tratarea. Vine mașina cu gunoiul în amestec, care poate conține resturi biodegradabile, da? Cu niște ambalaje, cel mai probabil, dacă vorbim despre populație, mai mult sau mai puțin contaminate. Ce se întâmplă? Vine mașina, o descărcați, bănuiesc, și apoi? Descărcă pe o platformă betonată. Și iarăși, începând cu 2024, 1 ianuarie, s-a implementat, sau ar trebui să implementeze conform legii, colectarea separată de biodegradabil. Asta ar însemna că în deșeul municipal amestecat, menagerul, nu ar mai trebui să găsim biodegradabil, cel puțin partea vegetală. Dar ce să facem cu ea? Se colectează separat, se duce la o tratare aerobă sau anaerobă. Există activitate specială din care rezultă un compost, care compostul se poate folosi ca îngrășământ. Deci, revenind la ce spuneam mai devreme, primăriile ar trebui să ne pună la dispoziție un... Să delege această activitate, să se colecteze separat această fracție biodegradabilă și să nu mai fie regăsit în deșeul municipal. Astăzi vorbind, încă se regăsește. Corect. Așa. Bun. Ajunge mașina, s-a descărcat pe o platformă betonată, se alimentează cu o volă în instalația de, se cheamă instalație de tratare mecanobiologică. Ok. Bun. Păi instalația de tratare mecanică, da? Are o bandă, îl alimentează, intră într-un ciur rotativ cu o sită de 0,80. Ce înseamnă asta? Bă, haideți să ne încercăm să ne imaginăm cei care nu știu. Ce pățește deșeul acolo? E ce? Strecurat? Învârtit. Învârtit, ok. Da? Și are găule de 0,80 în care se scoate fracția organică respectivă.
biodegradabil. Da, se scoate, cade, se depozitează. După ce scoate aceasta, ajunge pe o bandă de sortare. Da. La fel, se scoate fracția reciclabilă. Da? Iar finalul, se scoate partea de valorificare energetică sau incinerare. Ok. Bun. Valorificarea energetică e ceea ce merge la fabricile de ciment. Da? Da. Așa. Bun. Ce se întâmplă cu... Fracția organică. Exact. Fracția organică, următorul pas, este tratarea biologică. Tratarea biologică, noi avem 5 celule, da? În care se introduce, se suflă aer, fiecare niște ventilatori, se preia partea și de levigat, nepericulos, pentru că deșeul este nepericulos când intră. Se usucă. Okay. Devine inert, se biostabilizează și se biousucă, devine inert, iar acel deșeu este gata de depozitare. Am înțeles. Doar fracția aceea, prin aceasta undeva la 40-50% se usucă din el. Ok. Deci o fracție foarte mică din 100% se scoate partea reciclabilă, partea de valorificare, da? Partea organică. Se biousucă, se biostabilizează și rămâne o fracție foarte mică de depozitare. Conform legii, ești obligat minim 3% să scoți din deșeul menajer. Bun, dar cât puteți scoate? Se poate scoate și un 5%. 5-6%. Nu este foarte mult, dar asta e un lucru bun. Că reciclabilul nu ar mai trebui să-l găsești în menajer, teoretic. Bun, acum această diferență între 3 și 5 depinde de... materia primă, să-i spunem așa, de cum este gunoiul, cât de mult reciclabil are în el, sau depinde mai degrabă de tehnologia pe care o folosiți dumneavoastră? Și de cum este colectat. De exemplu, sticla, dacă se colectează în autogunoieră, sticla compactată se sparge. Da. Bun. De tehnologie, noi scoatem tot aproape din partea de reciclabil pe sortare, ta mai am zis, noi mai de, ca procente pe care ni le-am asumat, noi dăm zero depozitare. Ok. 75% reciclabil, 25% valorificare. Bun. Din partea de menajer, un procent undeva la 40% se duce la depozitare, ceea ce înseamnă că 60% ajunge la valorificare sau reciclare. Ok. Iar lucru care important, aș zice, peste jumătate. Un deșeu, dacă ajunge la depozitare netratat, este 100%. Bun, da. Cum stați cu capacitatea? Știu că a existat această discuție la un moment dat în contextul schimbărilor legislative, că tot veneau, da? Primăriile se pregăteau să facă licitațiile într-un fel. Se schimba legea, legea spunea altceva, primăriile evident n-aveau pregătirea necesară, salubriștii erau nelămuriți, probabil lumea din businessul ăsta de peste tot era nelămurită. Și am auzit mai mulți primari spunând ce să tratăm, că nu există capacitate pentru București. Cum stați și pe sortare și pe tratare? Aveți capacități cât cum din ce se face? Avem în jur de 480.000 de tone pe an la activitatea de tratare mecanobiologică. Ok, și ce înseamnă asta? Cam cât pot să preiau 480.000 de tone pe an în instalația mea de tratare. Cât produce Bucureștiul? Aveți o estimare? Ceva până la 1.000.000. Un milion per total. De tone. De tone per total și... Deșeuri. Deșeuri total, da? Din care apoi sunt amestecatul, reciclabilul, colectatul separat. Da. Și bănuiesc că din milionul ăsta de tone, grosul e încă amestecat, mă gândesc, nu? Da, da, da. Colectarea selectivă încă... Cam cât? Cam cât din câte vedeți dumneavoastră? Cam cât e colectat selectiv? Colectarea selectivă pe București, v-am zis, eu nu am activitatea aceasta, să vă spun niște procente. Dar din ce primiți? Că primiți așa... Primiți la 70-80%. 70-80% e amestecatul. Da. Am înțeles. Ok. Bun. Per total, mă gândesc că evident ideal este să sortăm și să tratăm, în primul rând, din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Cu atât mai mult pe București, unde, din câte știu, capacitatea de stocare
depozitare scade de la an la an cu mult. Cred că undeva la 750.000 de tone am depozitat în 2023, dacă cifrele publice sunt corecte. Deci gândiți-vă că aproape tot. Aproape tot, da, într-adevăr. În 2024 sau la finalul 2023 s-au reușit niște licitații, ADIU, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, a reușit să facă niște NFP-uri, negociere fără publicare, la care s-au câștigat de către anumiți tratatori, da. Și astăzi vorbind, o mare parte se tratează. Ok, deci practic 2024 ar trebui să arate mult mai bine. Ok, asta voiam să vă întreb. Viitorul sună puțin mai bine aici. E profitabilă activitatea asta de sortare și de tratare? Că eu cred că firme sunt, adică dacă ne uităm strict pe caienuri, pe codurile de activitate, s-ar putea să vedem multe firme. În schimb, dacă ne uităm în piață, să vedem nume mari prezente la licitații, nume mari de firme care să facă propriu-zis chestiunea asta, în primul rând pentru primării, nu sunt așa de multe. De ce? Profitabilă. Orice business trebuie să aibă și un profit. Absolut. Și că de-aia vine fiecare la muncă. Ideea este că ești un pic restricționat și pe partea asta de business. Tarifele, ca să se facă ca la carte, trebuie și un pic susținute. Că, de exemplu, X primărie vrea să se facă colectarea pe 5 fracții, conform legii. Da. Ok, operatorul de salubritate trebuie să folosească niște resurse, trebuie să achiziționeze niște mașini, să angajeze niște oameni. Obligat, tariful pentru colectare este mai mare. Ok. Și uneori nu se poate. Am înțeles. De ce nu se poate? Partea de salubritate, cel puțin la noi, nu cred că are cine știe ce profit. Am înțeles. Partea de sortare și de tratare e mai bine, dar tot așa greu cu partea de cum să-ți vină deșeul, cum să recepționezi, cât poți să scoți. E greu să-ți atingi indicatorii pe partea asta. Ceea ce vă întrebam de fapt este, nu apar mai multe firme mari în zona asta din cauza că se fac banii greu sau din cauza că nu mai e loc pe piață? Și cei loc, care sunt... loc este pentru toată lumea. Există mult prea mult deșeu încât să zici că nu e loc pe piață. Am înțeles. Deci e mai degrabă o chestiune de, nu știu, investiție inițială, creștere... Luați exemplu 2022, da? S-au depozitat atâtea deșeuri. Da. Nu s-au tratat. Nu s-au tratat, așa este. Corect. Da. Și nici n-au apărut alții. Mhm. Bun. Când vorbim despre ceea ce s-a depozitat, ceea ce s-a colectat selectiv, bun, și acolo s-ar putea să avem niște mirosuri, da, minime. Când vorbim însă, poate, până la urmă și o bucată de carton, dacă o ținem în casă prea mult, până la urmă începe să capete așa un miros care, de care parcă ne-am lipsit. Când sunt tone, evident că s-ar putea să fie o mică problemă acolo. Însă, când vorbim despre gunoi în amestec, ne așteptăm la niște mirosuri, nu? Că e gunoi. Nu ești la farmacie. Nu ești la farmacie, exact. Miroase în casă, miroase la pubelă, miroase la ghena din bloc, miroase mașina de gunoi care trece. Ar trebui să ne așteptăm poate la ceva și atunci când vorbim despre centru de prelucrare, da, de tratare. Uh-huh. Cum e chestiunea asta? Că suntem aici la punctul dumneavoastră de lucru din Rudeni, nu foarte departe de locuri în care locuiesc oamenii sau fac cel puțin un kilometru avem aici, okay, față de prima locuință. Uh-huh. Partea asta de mirosuri, cum spuneți, una este să ai un coș de gunoi de 60 de litri, una este să ai tone de deșeu menajer. Partea asta ține de producția pe care o ai. Uh-huh. Noi gestionăm undeva la 20.000 de tone pe lună de deșeuri. Ceea ce e mult, e puțin în termen de activitatea unui tratator. Este ok pentru noi, okay, aproape jumătate de Ilfov și două sectoare pe București. Ok. Iar activitatea noastră de producție, cred că nu avem la un moment dat mai mult de
Dacă vorbim doar de deșeu menajer, nu cred că avem 200 de tone. Ok. Am înțeles. Care să stea efectiv până să intre în producție. Până să intre în producție. Cred că avem stocuri mai mari. Am înțeles. Ok. Tocmai de aia se procesează. Deșeul intrat se bagă în producție. Nu stă și când ne aducem aminte, îl procesăm. Există o altfel de soluție aici, că până la urmă ne-am dorit să fim la farmacie și când vorbim despre gunoi. Da? Cred că și-ar dori toată lumea, inclusiv dumneavoastră. Da? E farmacia gunoiului. Nu trebuie să avem imaginea de farmacie. Când mergem la farmacie, okay. E farmacia gunoiului. Ele sunt pe platforme betonate, sunt acoperite cu hale, au rigole de preluare. Deci pe partea aceasta, asta este farmacia gunoiului. Aveți probleme în sensul ăsta? Adică vin oameni din preajma punctului de lucru aici sau în altă parte să vă bată la poartă și să vă spună bună ziua, nu vă supărați, că miroase. Noi n-am avut okay. niciodată să bată cineva. Noi inclusiv avem porțile deschise pentru toată lumea. Okay. Și nu am ținut niciodată porțile închise. În schimb, mai sunt anumite controle. Okay. Avem care se rezultă cu ori a fost tot ok, mai abuziv sau nu, dar facem față, încercăm să facem față. Ok, deci ceea ce spuneți este că ceea ce ține de dumneavoastră încercați să faceți la momentul ăsta sau chiar faceți? Nu că încercăm, facem. Okay. Asta facem și facem din 2008. Am înțeles. Și n-am avut niciodată vreo problemă. Cum s-ar putea îmbunătăți lucrurile? Nu știu. Spuneați pe de-o parte că o să crească partea de tratare, da? Dacă partea de tratare crește, vă rog să mă contraziceți dacă înțeleg eu greșit, asta înseamnă că de fapt o să vină mai mult menajer la dumneavoastră decât se duce direct la groapă, nu? Da. Am înțeles. Ceea ce înseamnă cumva volume mai mari. Și ceea ce înseamnă că e conform legii. Ceea ce înseamnă că e conform legii. Ceea ce înseamnă că e conform legii. Sigur, ne dorim să tratăm. Nu asta era întrebarea, dacă ne dorim sau nu. Întrebarea era cu mai mult gunoi vor fi probleme mai mari sau nu? Noi capacități avem și ne putem dezvolta. Ok. Doar să se vrea. N-am înțeles. Deci n-ar trebui să avem, odată ce începe tratarea in extenso, să spunem, cu cantități mult mai mari, o discuție ulterioară în care să spuneți ok, noi aveam 200 de tone atunci și nu era o problemă cu mirosul. Acum avem 600 de tone și vă rugăm să ne înțelegeți, miroase. Deci în momentul de față, capacitatea stației noastre cred că e pe la 70%. Ok. Deci e loc de primit. Asta, în principiu, e un lucru bun. Cum credeți că o să evolueze? În anii care vin, nu știu, 2 ani, 3 ani, 5 ani, tot ecosistemul ăsta de lucruri cu deșeuri. Acum încă se întâmplă lucrurile într-o manieră, poate nu haotică, poate se întâmplă lucrurile, dar încă mie mi se pare că anumiți agenți economici mai interpretează legea și cum vor și cum pot. Unora li se permite, altora nu. Încă nu-i foarte bine așezat sistemul ăsta. Cine să facă, ce să facă, cum să facă, să ajungem și noi cum sunt nemții, cum sunt olandezii, cum sunt austriecii, că și ei produc gunoi, ba pe statistici chiar mai mult decât noi, dar n-au problemele noastre. Păi, în primul rând, totul pleacă de la cetățean. Ok. O campanie de conștientizare, să înțeleagă fluxul. O vizită pe un amplasament la o stație de sortare, să vadă cum se lucrează, să vadă ce se întâmplă cu deșeul pe care el l-a generat. Foarte interesant. Să genereze mai puțin deșeul, să încearcă să refolosească direct acasă. Ce să refolosească direct acasă? Ce-ar merge? Dau exemplu, o lădiță care s-a rupt într-un colț, faci o lădiță mai mică, nu știu, să nu fie așa de ușor de aruncat. Toată lumea știe de sărbători și se aruncă mâncare. Corect. Bun. Pe partea de boateuri, deșeul este al lor, să-și asigure oamenii pentru licitații, să înțeleagă, să poată să miște lucrurile mai repede, apropo de media de 7 ani, să renunțe la gropi de gunoi, în primul rând. Să renunțe? Să renunțăm. Să ardem, să incinerăm, să reciclăm,
Să găsim alte alternative. Prin să ardem, spuneți, ciment și că să ardem așa, cred că pe unii... Să incinerăm. Ok, i-a dus deja cu gândul la... Se obține fiecare deșeu, are o putere calorică, care nu există un reciclator pentru el. Okay. Preferăm să-l ardem decât să-l lucem pe groapă. Din ars, îți rezultă o fracție mult mai mică de depozitat. În schimb, poluăm într-un câtva aerului. Există niște filtre, fiecare instalație conform niște norme. Am înțeles. Deci spuneți că e o opțiune viabilă asta, da? Da. Sau să avem variante pe partea de depozitare, să avem niște variante. Ok. Ce înseamnă variante? Avem niște variante. Avem o groapă și probabil ne vom mai face una, că altfel nu o să rămânem. Să mai avem niște variante. Ok. Vă referiți la concurență în domeniul depozitării, practic. Corect. Ok. Concurența cine să o facă acolo? Tot primăriile sau ministerul sau cine? De unde să vină? Către cine? Toate pleacă, că de la minister, că... Ministerul mediului vorbim aici. Da. Să se respecte, să se facă și controle acolo, să nu se mai depoziteze. Celulele și depozitele respective au o anumită capacitate. Uh-huh. Una este să depozitezi 40%, una este să depozitezi 100%. Okay. Timpul de viață, între ghilimele, al gropii respective, se scurtează. Ok. Lucru care nu e bun. Bun. Haideți să încheiem, vă propun eu într-o notă optimistă. Pentru ce vă pregătiți dumneavoastră pentru anii care urmează, 2025-2026. Noi vrem să ne facem treaba cum ne-am făcut-o și până acum, să încercăm să ne dezvoltăm, dacă se poate, și la nivel național. Noi, pe lângă partea de colectare, sortare, tratare, mai avem și dezmembrare, deuri. Ce înseamnă? Ce dezmembrare? Deșeuri de echipamente electrice și electronice. Ok, foarte interesant. Avem colectare, avem puncte de lucru în țară. Aveți o legătură? Vă dau un exemplu personal. Am cărat, cred că jumătate de București, un televizor vechi, mare, cu mașina mea. L-am dus la un supermarket care spunea că se ocupă cu colectarea. I-am anunțat pe cei de acolo și l-am spus, uitați, ca să nu-l arunc la gunoi, l-am adus la dumneavoastră. Iar cel care m-a ajutat să-l aduc înăuntru mi-a spus, bun, că l-ați adus la noi, să-l aruncăm noi. Mulțumim. Nu, noi facem campanii. Da. La fel, X, O, A, T, da? Cum ar avea obligația să facă 4 campanii pe an. Ok. Ca să facă campaniile acestea, îi trebuie un colector care se ocupă să se ducă să colecteze de la om de acasă ce are el, consideră că nu mai e bun. Se colectează, se aduc, se dezmembrează, se respectă autorizația de mediu și se duc la reciclare. Același flux îl au și deșeurile de echipamente electrice și electronice. E mai complicat aici decât la peturi, să zic? E mai curat. Am înțeles. Există, din ce separați dumneavoastră? Știu că există acea noțiune de minerit urban, da? De scos metale din scoate, electronice. Da. Deci se face asta la noi? Da. Ok. Foarte, foarte interesant. Deci îi spuneți că veți dori să dezvoltați și partea asta. Sau o aveți deja dezvoltată și lucrați sub capacitate? Cum e? O avem dezvoltată și dorim să o mai dezvoltăm. Ok, bun. Deci totul este la momentul de față să existe organizare în mediul public și voință să creștem gradul de... Reciclare și valorificare. Să scădem gradul de depozitare, dacă doriți o să vă arăt și o adresă sau vă dau... Sigur. De la Garda Națională de Mediu, Comisariatul General, în care infringementul la depozite este acolo. În vigoare, ca să zicem așa. Da. Bun, domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile de astea și vă invit să ne mai întâlnim și să mai trecem în revistă progresul. Cu drag.